Subiectul trecerii zonei libere din administrarea municipalității în subordinea Consiliului Județean a aprins o dispută între primarul Nicolae Barbu și PSD, partidul din care face parte. În vreme ce edilul șef a declarat că nu va accepta niciodată ca zona liberă să treacă la Consiliul Județean, după votul unanim dintr-o ședință de Consiliu Extraordinară, administrația județeană pare să nu țină cont de poziția primarului sau de faptul că zona a devenit profitabilă doar când a fost preluată de către Consiliul Local. Așa că ieri, la nici două săptămâni de la votul din Consiliul Județean, o comisie s-a prezentat în zona liberă pentru încheierea protocolului de predare-primire a patrimoniului. Cât de oportună a fost vizita celor 6 persoane la administrația zonei libere? Liviu Cartojan, directorul general al zonei libere Giurgiu, a declarat în exclusivitate pentru TV Giurgiu. Vizite primesc toată ziua, sunt tot felul de oameni interesați să facă activități economice în zona liberă. A fost o comisie formată din 6 persoane, în frunte cu domnul vicepreședinte Cristian Marciu. Așa cum au anunțat și în două adrese, reluate datorită faptului că în prima au fost anunțat că sunt în concediu de odihnă, au venit invocând hotărârea Consiliului Județean de încetare a fostei hotărâri prin care patrimoniul AZL și administrarea terenului este dată Consiliului Local de a prelua prin protocol înapoi acest patrimoniu. Cele ce s-au văzut deja au fost doar reprezentanții Consiliului Județean. În hotărârea dată de către Consiliul Județean, predarea aceasta invocată în articolul 4, dacă nu mă înșel, al hotărârii, trebuie să se facă între reprezentanții Consiliului Local și reprezentanții Consiliului Județean. Din partea Consiliului Local nu s-a prezentat nimeni. În consecință, i-am explicat domnului vicepreședinte și doamnei Lavinia Crișu, cu care am purtat de altă discuția ceilalți, ne spunând nicio opinie, că nu am cum să mă interpun în această situație. Eu sunt directorul general al societății, nu sunt acționarul ca să pot să-mi exprim opinia și, drept urmare, trebuie neapărat să ia legătura cu acționarul care în momentul de față este Consiliul Local, așa cum apare și la Registrul Comerțului. Funcționăm după legea 31 a societăților comerciale și, drept urmare, atâta timp cât la Registrul Comerțului apărăm cu acționariatul unic 100% Consiliul Local, acesta nu este acționarul în prezent. Situația zonei libere nu este nici de cum clară. Consiliul Local încă nu și-a arătat poziția prin vot față de acest transfer, ci doar a fost contestată hotărârea Consiliului Județean. Până la soluționarea cauzei, singurul lucru evident este graba cu care cei de la județ încearcă preluarea zonei libere, fără să-i intereseze părerea locuitorilor din municipiu, reprezentați de consilier și primar. Guvernul intenționează să reclasifice orașele și comunele în mai multe categorii în funcție de câțiva parametri ce iau în calcul noile realități sociale. Proiectul prevede o măsură cu mare impact social, administrativ și politic, propunând ca localitățile cu scădere accentuate de populație să fie unificate cu altele din cadrul ariilor funcționale la inițiativa autorităților locale. Dacă până la sfârșitul anului 2025 comunele vizate nu ating anumiți indicatori, ele vor fi unificate cu altele învecinate la inițiativa guvernului. Documentul arată că 17 orașe, printre care și Giurgiu, vor fi incluse în categoria municipii poli județeni cu potențial transnațional. Potrivit proiectului de lege, localitățile urbane urmează să fie reclasificate în funcție de numărul de locuitori din localitate, precum și din zona de influență. Din acest punct de vedere, Giurgiu ar urma să facă parte din categoria municipii poli județeni principali cu potențial transnațional, cu peste 40.000 de locuitori și 200.000 în area funcțională. Guvernul a întocmit și o listă a localităților în care s-au produs scăderi accentuate de populație, unde Giurgiu figurează cu 5 localități: Răsuceni, Stoienești, Iepurești, Izvoarele, Schitu și Toporu, unde populația a scăzut cu 30 până la 41%. Comunele vizate trebuie să respecte anumite dotări și indicatori prevăzuți de lege până la sfârșitul anului 2025, dacă vor să își păstreze statutul actual. Începând din 1 ianuarie 2026, aceste localități vor fi unificate cu altele învecinate la inițiativa guvernului prin lege. Totodată, localitățile rurale vor fi împărțite în comune poli rurali, comune cu rol de serviciu intercomunal, la nivelul zonelor lipsite de orașe pe o distanță de minim 25 de kilometri și alte comune. Printre comunele giurgiuvene aflate în această categorie se află Ghimpați, Călugăreni, Hotarele și Roata.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu dispune prin intermediul rețelei EURES de 34 de posturi pentru domeniul hotelier-gastronomic, din care ospătar 22 de posturi, barman 2 posturi, bucătar 8 posturi și recepționer 2 posturi. Posturile sunt oferite de două mari hoteluri din Germania, iar pentru ocuparea lor se va organiza selecție la Brașov în data de 8 septembrie. Pentru posturile de ospătar, barman și bucătar sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată sau experiență în domeniu, precum și cunoștințe bune de limba germană și engleză. Pentru posturile de recepționer, candidații trebuie să aibă calificare profesională încheiată sau experiență în domeniu, să cunoască sistemul de rezervare Opera și să aibă cunoștințe de limba germană și engleză nivel C1-C2. Angajarea se face pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariul oferit este între 1500 și 2206 euro brut pe lună în funcție de calificare și experiența profesională pentru posturile de ospătar și barman și de 1500 până la 2054 de euro brut pe lună în funcție de calificare și experiența profesională pentru posturile de bucătar și recepționer. Persoanele cu domiciliul în județul Giurgiu, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, în strada București, bloc 202 pe 5D, mezanin. Telefon 0246-230613 pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate EURES și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente: cerere tip care se completează la sediul la JOFM, copie act de identitate, CV model Europass în limba germană cu fotografie, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos apt pentru muncă. Persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit legii numărul 77 din 2016, nu vor plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară. Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăți imobiliare. Noile reglementări sunt introduse într-o ordonanță de urgență adoptată de guvern, care modifică și completează codul fiscal și care are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată ca urmare a faptului că se află într-o situație economică dificilă. Potrivit actului normativ, beneficiar este orice persoană fizică, indiferent de calitatea pe care o are în contractul de credit și care apelează pentru prima dată la darea în plată. Pentru orice altă solicitare de dare în plată ulterioară se plătește impozitul pe transferul proprietății imobiliare. Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul Național Notarial de Evidență a Actelor de Dare în Plată. În acest registru se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise conform legii 77 din 2016. Totodată, persoanele care au fost deja executate silit și care apelează la articolul 8 alineat 5 din legea dării în plată pentru a li se anula datoriile neachitate la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, nu vor mai trebui să achite impozitul pe transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, iar cele care l-au achitat sub orice formă după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pot cere restituirea acestuia. Până la emiterea ordonanței de guvern, persoanele fizice care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat printr-un contract de credit aveau obligația plății impozitului aferent venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Promovarea produselor române și printr-o etichetare corespunzătoare este tema unui proiect de act normativ pe care îl are în vedere Guvernul României. Premierul Dacian Cioloș a discutat despre acest lucru la o recentă întâlnire cu fermierii. Concret, este vorba despre etichetarea specială a produselor lactate și din carne 100% românești sau care sunt fabricate cu materie primă 100% românească. Și aici am discutat de câteva măsuri pe care le avem în vedere pe termen scurt, cum ar fi îmbunătățirea raselor animale pentru a avea mai bună performanță la carne sau la lapte, dar și anumite măsuri de etichetare specifică a produselor de calitate, cum ar fi produsele din zona montană. Există deja o legislație pentru aceasta, sperăm ca producătorii să o aplice cât mai curând. Un act normativ pe care vom adopta în curând privind etichetarea produselor materie primă lactate și din carne românești, deci acolo unde materia primă este 100% românească, consumatorul român să poată să o identifice ca atare pe piață și le-am promis producătorilor că imediat ce acest act normativ e adoptat, vom veni și cu un sprijin financiar pentru a începe o campanie de promovare a acestor produse pe
pe piață. Potențialul de export pe care îl au produsele române și promovarea acestora pe piețele externe sunt alte teme discutate de premier cu fermierii. Dacian Cioloș a declarat că ideea de bază este aceea de a recruta și de a instala atașați agricoli în câteva țări cu potențial de import de produse agricole din România, iar acest lucru este într-o fază avansată.